Socrata vis-a-vis de acel epitet. Cum ți s-a părut percepția publicului și a jurului față de... Era cum te așteptai? Da, la un moment dat ai senzația, nici când ajunge tot atmosfera aia, ai senzația că e un film și că nu e adevărat și că ce ți se întâmplă e așa... Nu spuneai asta și despre anul trecut? Da. Că era un vis? Da, dar ce nu e și de fapt că trebuie să-ți păstrezi rolul și să dai seama că... Despre interpretarea ta, parcă Screen International a avut niște cuvinte foarte frumoase. Nu știu dacă ai văzut. Da, am văzut, am remarcat. Am fost impresionată, ca să zic așa. E frumos în care ți-ai recunoscut ceva, în care ai investit. Și la Berlin ce ați făcut, familia? Cu familia a fost foarte frumos, pentru că... Ați mai luat niște animale, ceva? Nu? Da. A fost... pentru că a fost foarte bine și odată și-a dat seama ce bine e că știe engleză, că ar trebui să răspundă în engleză la întrebări și a făcut față și atunci a fost aplaudat. Și îmi pare rău pentru Derby, că n-a luat niciun premiu, pentru că bine, nu cred că există rivalități la voi în familie. Să spui că, nu știu, să se supere Vlad că n-a luat filmul lui premiu. Și mai ales că am fost familia lăsită, că a venit și de la Karlsruhe, da. Ceva animale n-am mai găsit Vlad pe acolo, de la grădina zoologică, n-am? Da, a fost supărat că n-a fost la grădina zoologică. Cum așa? Și că nu dar s-a dus degeaba la fel. Da, n-a fost la grădina zoologică și că nu i-a cumpărat cremă de macadamia. Dar macadamia se știe dulci. Da, a fost fericit de ceva, că am mâncat la restaurant australian carte de capă. Da. Pentru un iubitor al animalelor este da, crud. Da.